Gabriel Cotabiță, artistul elegant și discret al muzicii ușoare, a fost incinerat. Familia a respectat ultima dorință și a organizat o ceremonie într-un cadru restrâns. Prieteni de toate generațiile au venit emoționați să-și ia rămas bun. Gabriel Cotabiță împlinise pe 1 noiembrie 69 de ani, a spus Cosmin Cernat. Înainte de a muri, artistul și-a exprimat dorința de a fi incinerat, iar familia i-a respectat-o. Iulian Vrabete, cel care i-a fost prieten, până în ultimele clipe de viață, a mărturisit următoarele: ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut. Nu-și găsea cartea de muncă. Nu eram în țară. Când am aflat că a murit, a făcut AVC și a fost internat în spital. 10 zile a durat povestea aceasta. Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui. Pe 1 noiembrie atunci am vorbit ultima dată cu el de ziua lui. Nu mi-a răspuns. L-am înțeles, căci eu, cu ani în urmă, am închis telefonul de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă. Mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el. Gabriel Cotabiță și-a spus povestea nașterii lui acum ceva timp. Mama mi-a povestit de curând că niciun doctor nu-i dădea vreo șansă că mă poate naște. A fost o noapte de calvar. M-au scos cu forcepsul. Cred că vreo 8 ore s-au chinuit. După care domnul doctor de acolo i-a spus că trebuie să-mi pună numele lui. Pentru simplul motiv că dacă nu era el, eu nu mai existam. Și de aceea mai am și numele Emil. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.